UPL vă recomandă Argos, inhibitor de încolțire a cartofilor pe durata depozitării. Am revenit în direct împreună cu ministrul mediului, domnul Tanțoș Barna. Îi mulțumesc încă o dată pentru prezență. Domnul ministru, sunt multe întrebări de la prietenii noștri de pe Facebook, pentru că suntem live și acolo pe pagina Agro TV. Domnul Văleanu vă întreabă, programul Casa Verde, panouri fotovoltaice 2019, se vor mai aproba dosarele cu actele expirate? Deci acolo se duce până la capăt procedura de evaluare. AFM a spus că până la sfârșitul lunii ianuarie va aproba sau va respinge toate dosarele care au fost depuse în AFM până atunci, indiferent de program, și rable și fotovoltaice. Expiratele trebuia să nu fie expirate la depunere. Acolo a fost o discuție în urma reluării, lucrurile s-au clarificat și se va închide și acel program. Pentru fotovoltaice 2021, acolo am făcut o prelungire de termen, tocmai datorită acelor probleme de depunere prin sistemul informatic. Imediat după eșecul cu sistemul informatic, a venit AFM cu o propunere de modificare a procedurii. Acolo nu mai avem probleme de genul acesta cu expirarea documentelor. Am prelungit termenul de valabilitate acceptat în program, așa că lucrurile sunt clare. Tot un telespectator mă felicită pe mine pentru emisiune și pentru invitație și vă întreabă pe dumneavoastră când se redeschide programul Casa Verde panouri fotovoltaice, care sunt pașii de urmat în vederea accesării, dar Casa Verde Plus pentru izolare termică. Casa eficientă energetică a fost un program prea complicat și în forma aceea cu siguranță nu se va mai redeschide. Căutăm soluții pentru simplificare astfel încât să mergem doar pe elementele care generează un efect imediat, cum sunt fotovoltaicele. Fotovoltaicele vor merge mai departe dacă reușim să găsim o soluție de o colaborare cu autoritățile locale. Mi-ar plăcea să dăm drumul la fotovoltaice 2022 din martie, să vedem dacă reușim această colaborare de implementare împreună cu autoritățile și o descentralizare a programului. AFM este o instituție supra-solicitată în momentul de față. Vin zeci, sute de mii de dosare practic, pentru că avem rablele electrocasnice, rablele normale. La electrocasnice au fost câteva zeci de mii, de fapt au fost 200 de mii de solicitanți. La rable sunt 80-90 de mii de solicitanți. La fotovoltaice 45 de mii de solicitanți, plus dosarele din trecut. Deci o descentralizare ne-ar ajuta foarte mult să implementăm mai eficient programele. Dacă reușim acest lucru cu primăriile, în martie am vrea să pornim fotovoltaice 2022. Domnul Adrian Dumitru are o întrebare pentru dumneavoastră referitor la programul de finanțare privind gestionarea și prelucrarea deșeurilor organice. Noi vrem să facem un proiect pentru a aduce o instalație de prelucrat deșeuri organice în vederea obținerii îngrășămintelor naturale. Nu avem finanțare pentru așa ceva în momentul de față. Ce ne-am propus, ca acele platforme de depozitare, de depunere voluntară pe care le facem din PNRR pentru deșeurile voluminoase, altele decât cele menajere, să include și un colț cu instalație frig pentru depozitarea leșurilor de animale, pentru a ajuta sistemul de ecarisaj național în depozitarea temporară a acestor deșeuri și după aceea de acolo să fie ridicate de mijloacele de transport specializate, tot frig, ca să nu genereze alte probleme pe traseu. Momentan nu avem finanțare pentru instalații de procesare. O întrebare interesantă, sunt foarte multe întrebări, eu încerc așa să le găsesc pe cele mai interesante și nu numai cele mai interesante, dar întrebările care practic sunt gândite și
sunt transmise de mai mulți telespectatori. Zice cineva, care este strategia Ministerului privind diminuarea dioxidului de carbon prin intermediul unei nutriții corespunzătoare a animalelor rumegătoare, utilizarea dejecțiilor animalelor rumegătoare ca materie primă pentru obținerea de biogaz? Problema la rumegătoare nu este pe dioxidul de carbon, este pe metan. România va trebui să facă un studiu și pe care să-l prezinte Comisiei cu privire la emisiile de metan. După dioxidul de carbon, metanul este una dintre cele mai mari probleme și acolo agricultura contribuie cu emisii. Asta este situația. În PNRR am prevăzut finanțare pentru instalații de biogaz. Mi-ar plăcea să văd și alte scheme de finanțare care, din păcate, nu prea există. Instalațiile de biogaz pot ajuta foarte mult la reducerea emisiilor de metan, dar este nevoie de bani mulți. Noi ducem mai departe, cum am zis, acest proiect al Băncii Mondiale pe depozitare, astfel încât ele să ajungă, dacă există în zonă o instalație de biogaz, pot fi incluse și în proiectele pe PNS, pe AFIR, pe dezvoltarea fermei, instalații de biogaz. Acestea sunt soluțiile de reducere. Va arăta un studiu. Studiul acesta va arăta o imagine completă pe studiul pe care o să-l facem probabil anul viitor. O altă întrebare, domnul ministru, e legată de cum veți împărți bugetul de 600 de milioane de euro pentru împăduriri și pentru biodiversitate, pentru refacerea de habitate, pentru protejarea pajiștilor cu înaltă valoare genetică. Pentru pajiști avem buget separat. 600 de milioane se duc strict pe împăduriri. Pentru biodiversitate avem bani separați. A fost propunerea mea, vin din agricultură, asta este adevărul, și n-am putut să las aceste domenii lăsate de izbeliște foarte mult timp. Avem un buget de 30 de milioane de euro pentru pajiști cu înaltă valoare genetică, pajiști cu arboret, pajiștile care erau caracteristice în Transilvania, de exemplu, nu erau doar pajiști unde toți pomii erau rași, ci pajiști care asigurau și umbră, care unde exista arboret care asigura umbră. Vom avea acest buget, începem implementarea în a doua parte a anului 2022 și vom colabora cu asociațiile de proprietari, cu composesoratele, astfel încât să găsim soluții de protejare, eventual chiar și îngrădire, dar și de administrare durabilă a acestor pajiști, pentru că pajiștea lăsată de izbeliște, fără pășunat și fără încărcătură de animale, se distruge. Aceste suprafețe extrem de valoroase sunt rezultatul muncii omului. Rezultatul cositului, rezultatul pășunatului rațional, deci nu extra încărcare, nu supraîncărcare, și dacă reușim să aducem înapoi aceste bune practici, cu siguranță România va fi un model și în Europa în această privință. Un telespectator vă întreabă dacă aveți în vedere realizarea unui sistem integrat de irigații utilizând surplusul de apă care provine din râurile apropiate în perioada iernii prin intermediul unor bazine de retenție. În PNRR am prevăzut poldere permanente și nepermanente, o nouă soluție de luptă împotriva inundațiilor. Se fac deja primele studii în anumite bazine hidrografice pentru a identifica locații. Știm foarte bine că sunt foarte multe localități care intră în această zonă de risc, hartă de risc de 1%, zonă de risc de inundare. Cea mai mare inundație la 100 de ani, acesta este nou standard european în Uniunea Europeană. Polderele nepermanente și permanente vor fi făcute exact în scopul reținerii apei și folosirii apei în irigații sau în alt scop. Sper să putem arăta peste 2-3 ani primele exemple bune. Sunt extrem de puține poldere nepermanente în România. În celelalte state membre, acestea sunt soluțiile cele mai des utilizate. Noi, din păcate, lăsăm apa să iasă imediat din bazinul hidrografic,
la topirea zăpezii, de exemplu, primăvara sau la, în perioadele de maximă umiditate și de precipitații, nu reținem apa în bazinele hidrografice și am modificat, din păcate, și microclima în foarte multe regiuni. Sper să putem arăta că se poate și altfel. Vreau să discutăm și despre pagubele provocate de vânat și, în același timp, dacă sunt ceva noutăți vis-a-vis de răspândirea pestei porcine africane de mistreți. Am plătit toate datoriile pe care le-a avut Ministerul pe pagube de vânat. Am plătit anul trecut peste 7 milioane de lei. În decembrie am făcut ultimele analize și toate dosarele care sunt depuse până pe 15 decembrie sunt în plată sau au fost deja plătite. Au rămas cele care au fost refuzate, au fost respinse sau cele care sunt în instanță. Este, cred, primul an când reușim să încheiem fără datorii anul. Am făcut un sistem informatic, o platformă unde toate dosarele de pagubă sunt încărcate și fiecare beneficiar poate să verifice în ce stadiu se află dosarul pe care l-a depus, dacă este respins sau nu este respins. Este un pas uriaș înainte. În același timp, cred că trebuie să schimbăm multe reguli în acest domeniu, pentru că actualul sistem de plată a pagubelor și de stabilire a valorii este unul deficitar. Lucrăm cu colegii la pregătirea unui nou sistem. Avem în minister, l-am citit astăzi, un proiect de hotărâre de guvern prin care începem plățile de plățile și la victime omenești și la incapacitate de muncă, de exemplu, creată sau generată în urma unui atac de urs sau unui atac de animal sălbatic și inclusiv despăgubirile la proprietarii de mașini acolo unde nu sunt semnalizate corespunzător drumurile și, din păcate, se întâmplă foarte des, mai ales în zona noastră, ca animalele sălbatice, ursul, să fie călcat de mașină. Bun, vreau să iau 10 secunde de publicitate și apoi o să discutăm și despre lemnul pentru populație. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Bun, am revenit în direct împreună cu ministrul mediului, domnul Tanțoș Barna. Haideți să atingem și subiectul ăsta extrem de important. Pe piața lemnului, introducerea SUMAL a avut multiple efecte. Efectul pe care ni l-am dorit și l-am și avut a fost efectul de reducere a tăierilor ilegale. În același timp, au ajuns mai puține, cantități mai mici de lemn pe piață. Multe dintre aceste cantități erau destinate încălzirii locuințelor. Sistemul sigur și sistemul legal a generat în anumite zone inclusiv creșteri de preț, din păcate. Acest lucru trebuie cumva gestionat și am discutat săptămânile trecute cu noua conducere a RomSilva despre investițiile pe care ar trebui să le facem împreună cu RomSilva și să creăm locuri de unde pot achiziționa la un preț rezonabil, corect, cetățenii masa lemnoasă de care au nevoie pentru încălzirea locuinței. În același timp, presiunea industriei pe lemnul de foc devine din ce în ce mai mare. Sunt foarte multe tehnologii care pot procesa și pot eficientiza procesarea lemnului de foc și lemnul de foc poate ajunge acum și în industria procesătoare și se poate transforma în plăci, care după aceea se vând la prețuri destul de bune. Obiectivul meu este să avem un sistem de exploatare legală, să avem un sistem care nu împovărează cetățeanul în momentul în care trebuie să cumpere lemnul de foc, iar RomSilva, ca și companie de stat, să aibă o atenție și pe această zonă socială, acolo unde nu există lemnul de foc disponibil pe piață, trebuie să venim în întâmpinarea acestei cereri și să asigurăm prin investiții locații cât mai aproape de cetățean, de unde se pot cumpăra cantitățile. Este un fake news și o minciună că se va scoate lemnul de foc
foc din balanță energetică. Da, România va face o analiză, un studiu pe care îl va prezenta Comisiei și asta este angajamentul în PNRR pe folosirea lemnului de foc și pe soluțiile de reducere a lemnului de foc. La soluția de reducere cea mai simplă este eficientizarea sistemelor sobelor și centralelor termice care merg pe lemn. Acolo ar fi interesant să gândim un sistem sau un program național. Nu am găsit încă soluția, dar este nevoie de o eficientizare a arderii lemnului, pentru că o sobă, un cazan pe lemn, o centrală termică pe lemn eficientă poate să aducă un spor de 20-30 kg și de 40% de energie și se arde cantitate mai mică și se produce aceeași cantitate de energie. Apropo de întrebarea mea de mai devreme și complementar cu ce ați răspuns, întreabă cineva dacă în privința creșterii puternice a facturilor la energie, gaze, dar și la inexistența rețelelor de gaz în mediul rural, singura soluție ar fi sisteme individuale de încălzire pe lemne. Aveți în vedere soluționarea situației prin a asigura depozite de lemne cât mai aproape de fermieri, gospodării? Am vorbit exact despre acest lucru cu noul director general Rom Silva. Dânsul va prezenta un plan de investiții pentru a crea aceste platforme. Trebuie să fie analizat și la nivel local, la nivel regional, unde este nevoie și unde există păduri RNP, pentru că și aceste exploatări în masă pot însemna exploatarea și transportul cantităților de lemn în alte regiuni. Pentru că dacă se vinde o partidă de 2000 de metri cubi, de exemplu, o companie serioasă poate să plece și cu ultima creangă din pădure și se duce la procesare. Tocmai de aceea este nevoie de aceste platforme și se are în vedere construirea lor prin RNP. Bun, suntem pe finalul emisiunii, dar nu înainte de a ne spune care sunt principalele obiective pentru dumneavoastră și pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Cea mai mare provocare pentru anul 2022, din punctul meu de vedere, este schimbarea atitudinii în privința gestionării deșeurilor. Aici vom avea o campanie de conștientizare și de educare fără precedent finanțată de Ministerul Mediului prin AFM. O campanie în care vom ajunge în fiecare gospodărie, la fiecare familie, în ideea de a-i influența, de a-i convinge să se comporte altfel, să aibă grijă de gunoiul pe care îl produc, să colecteze selectiv, să nu arunce niciodată nimic din mașină pe drum, să nu polueze și în același timp să începem campania de educare a copiilor prin programul lansat de domnul președinte Iohannis, România Educată, educație de mediu în școli, prin formarea acestor generații, prin educarea copiilor, cu siguranță vom putea asigura un alt viitor pentru această țară. Da, mă gândesc că poate în perioada imediat următoare, ținând cont și de PNS, noua politică agricolă comună, ați văzut că se pune accent deosebit pe partea asta de mediu, de înverzire, vor mai apărea și astfel de întâlniri ca cea de astăzi cu ministrul Adrian Chesnoiu și cu cei implicați în zona de agricultură. Vrând nevrând, toate domeniile sunt afectate. Eu nu aș vrea ca Ministerul Mediului să fie un fel de bau-bau care vine în sectorul energetic și spune că vezi că o să avem probleme din cauza energiei electrice produse prin centrale pe cărbune. N-aș vrea să vadă lumea că venim peste industrie și spunem că vor fi probleme. Dar aceasta este realitatea și lumea se schimbă în jurul nostru, se pune accent din ce în ce mai mare pe reducerea emisiilor de carbon, pe oprirea acestor efecte ale schimbărilor climatice care ne afectează și pe noi fermieri. Deci dacă nu se schimbă ceva, dacă încălzirea globală pe care mulți, mult timp au negat-o și care este acum și se poate constata, se poate simți de către fiecare cetățean, nu se oprește, dacă acest fenomen nu este stopat și întors, atunci o să avem probleme din ce în ce mai mari și în agricultură. Da, să sperăm că problemele astea nu vor fi
foarte mari și vom reuși să le gestionăm, să le ducem la bun sfârșit. Mă gândesc că totuși România, în comparație cu alte state, privind prin prisma agriculturii, e o țară destul de curată. Mă refer strict la folosirea îngrășămintelor, care e la o treime față de media europeană, dacă e să privim lucrurile din privința asta. Da, se datorează fermelor mici. Fermele mici nu folosesc îngrășământ și statistic stăm bine. În fermele mari, în fermele performante, se folosesc aceleași cantități ca în celelalte state membre, pentru că astfel n-ar putea fi competitive aceste ferme medii și mari. Este un lucru normal, trebuie să avem mare grijă să respectăm regulile, să nu exagerăm nici cu insecticide, nici cu pesticide, nici cu îngrășămintele chimice, dar ca să rămânem în piață, ca să rămânem competitivi, trebuie să folosim cele mai noi tehnologii și cele mai noi rezultate ale științei. Și îngrășăminte și pesticide acolo unde se poate. Bun, la ce prețuri sunt îngrășămintele în ziua de astăzi? Cred că chiar vom rămâne o țară curată, că au ajuns la niște prețuri alarmante. Azomureșul fiind închis, din păcate vom folosi îngrășăminte aduse de afară. În mare parte este o problemă mare, consumul de energie este uriaș la aceste fabrici și va fi o provocare pentru primăvara asta să cumpărăm îngrășăminte chimice pentru nevoile noastre normale, dar asta este acum situația, din păcate, este o criză mondială. Bun, îi mulțumesc ministrului Tanțoș Barna pentru prezență, îl mai aștept aici la AgroTV, ori de câte ori vreți să comunicați, vreți să vă adresați fermierilor și oamenilor din mediul rural, dar nu numai celor din mediul rural, pentru că să știți că la AgroTV se uită oameni și din urban, suntem urmăriți și din străinătate, avem multe mesaje de la românii din diaspora, sunteți binevenit, la fel cum sunt bineveniți toți cei care vor să transmită, să dialogueze și să spună punctele de vedere. Mulțumesc pentru prezență, le mulțumesc celor de acasă, mâine seară vă invit la o nouă emisiune interesantă, am câțiva invitați care sigur vă vor convinge de ceea ce am spus mai devreme. Până atunci, sănătate multă, să auzim de bine!